Salutare, oameni buni! Sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit, pentru că astăzi am făcut ceva bun și rapid. Fajitas de pui, pe care le-am combinat unele cu salată, unele cu cașcaval. Acum depinde de voi pe care vreți să le alegeți. Aceasta este cea cu cașcaval, mai exact cu brânză cheddar. Nu am lăsat-o să se topească îndeajuns în tigaie, dar sper că este bună. Iar aceasta este cu salat. Cred că deja v-ați dat seama care este alegerea mea, cu salată. Foarte bune amândouă variantele, dar mie mi-a plăcut mai mult cea cu salat. Dacă îți place cum arată, nu ezita să faci această rețetă, pentru că nu durează foarte mult. Tai puțină carne, legume, le călești în tigaie, faci o salată, apoi combin totul într-o lipie. Ingredientele o să le las în descrierea acestui videoclip, iar pentru modul de preparare, rămâi cu mine până la final, pentru că o să-ți explic pas cu pas cum se face. O să încep cu carnea. Am folosit pulpe de pui dezosate. Se poate folosi și piept, dacă nu vă deranjează că acesta este mai uscat. Pulpe pe care am să le tai, nu foarte mici, pentru că oricum se vor mai micșora în timpul gătirii. Când sunt gata, le pun într-un bol. Adaug peste o linguriță de pudră de chimen, o linguriță de usturoi granulat, o linguriță de pudră de chili, o linguriță de sare, o linguriță de boia de ardei dulce afumată, zeama de la o jumătate de lămâie, puțin piper, și câteva linguri de ulei. Opțional, se poate adăuga și oregano pentru cine dorește. Amestec carnea bine. Iar când s-a îmbrăcat uniform în condimente, am să o dau deoparte și o las cât să-și tragă un pic din aroma condimentelor, nu mult, cât timp eu tai niște legume. Am o ceapă mare pe care o tai, o pun într-un castron. 3 ardei, roșu, verde și galben. Îi tai și pe aceștia în fâșii, aproximativ egale, dacă se poate. Pun ardei peste ceapă. Și dau bolul deoparte. Am să fac și un pic de salată. Ceapă roșie, am să o tai mărunt, o pun într-un bol. Roșii, pe care am să încerc să le tai cubulețe, mergeau niște roșii mai mari, dar asta am avut prin frigider. Da, din păcate cubulețe nu o să meargă, așa că am să le tai cât pot eu de mici. Le pun și pe acestea în bol, peste ceapă. Tai și un avocado.
Îl tai și pe acesta cu bulețe. Se poate scoate și cu lingura. Când este gata, îl pun și pe acesta în bol. Dacă aveți un avocado moale, nu trebuie să-l tăiați neapărat cu bulețe. Acesta se poate și pasa, la fel ca la guacamole. Pun peste sare, puțină zeamă de lămâie sau lime. Puțin ulei, o linguriță, nu mult, și amestec. Salata este și ea gata, așa că pun pe aragaz o tigaie încăpătoare la foc mediu spre iute. Adaug în ea 2 linguri de ulei de măsline, carnea de pui, și o rumenesc bine pe ambele părți. Iar când este gata, am să-l scot și îl pun înapoi în bol. Am scurs puțin uleiul din tegaie, pentru că mi s-a părut cam mult, și adaug acum legumele. Asezonez cu puțină sare. Și le călesc și pe acestea până când se moaie. Când sunt gata, am să adaug carnea înapoi. Combin totul din nou. Și este gata. Iau o lipie pentru tortilla. Mi-ar fi plăcut ca acestea să fie mai subțiri, dar este ce am avut în cămară, așa că am încălzit-o puțin. Pun compoziția de carne și legume. Salată. Puțină smântână pe care am combinat-o cu iaurt ca să fie un pic mai moale. Frunze de salată iceberg. Puteți să puneți și ardei iute, dacă vă place iute. Și o împachetez. Asta a fost cea cu salată. Am să fac acum una și cu cașcaval. La fel, am încălzit puțin tortilla. O iau pe aceasta de aici. Legume cu carne. Cașcaval. Eu am folosit brânză cheddar. În aceasta nu am pus salată, deoarece vreau să o pun puțin în tigaie, pentru ca brânza cedar să se topească. Am împachetat și pe asta. Le-am terminat.
Aceasta este cu salată, iar aceasta cu cașcaval. Am să le tai acum pe din două. Cea cu cașcaval prima și pe cea cu salată. Salată. Cașcaval. Cașcavalul nu s-a topit îndeajuns, dar arată ok. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că ți-a plăcut și te-am inspirat. Dacă am făcut-o, dă-o mai departe pentru a inspira și tu la rândul tău. Abonează-te pentru a nu pierde niciuna dintre rețetele viitoare. Iar dacă vrei să mă susții, poți deveni membru apăsând butonul de join. Cam atât din partea mea astăzi. Îți spun poftă bună și te aștept și la următoarea rețetă.